Tudor Băluță i-a adus victoria viitorului în partida cu Astra în prelungiri. Mijlocașul a înscris primul său gol din acest sezon, iar Giorgiu Veni au pierdut în premieră în actuala stagiune. Hagi ratase prima ocazie a partidei. După mai bine de o jumătate de oră de joc, Erico și-a lăsat echipa în 10. Misiunea viitorului ar fi trebuit să se simplifice, dar puștii lui Hagi nu au găsit drumul spre gol. Vână a lovit bara, Văduț a ratat și el, dar până la urmă Băluța a declanșat bucuria la Ovidiu, dar și un conflict. După gol, Hagi s-a contrat cu unul dintre oamenii din staful lui Mulțescu, iar amândoi au fost eliminați. V-a jurat? Nu m-a jurat, nu, a zis hârsâz. Hârsâz în turcă e hoț. Iar după aceea am vrut să mă duc la el să-i spun de ce face acest lucru, că lucrează la noi în țară. E clar că deranjăm, e clar că ajunge acolo, suntem luați în vizor. Băgat de ferbe a fost călcat în picioare.